În apropierea școlii gimnaziale din Mireșit se va construi un after school unde elevii vor putea să stea după orele de curs la un program prelungit. Primarul comunei Mireșit, Călin Bereschi, dă asigurări că în câteva luni after school-ul va deveni funcțional. În acest moment, proiectul se află în faza de execuție. În Mireșit, în imediată apropiere a școlii gimnaziale, noi suntem în cursul executării unui after school. Această construcție a fost cuprinsă pe măsura 322, FADR, și noi considerăm că poziționarea în imediata vecinătate a școlii, în apropiere și de dispensarul uman din comună, vor beneficia peste câteva luni anumiți copii care au, să zic, probleme în familie și care vor să învețe după programul școlar, că de fapt asta e ideea, e after school, program după programul școlar, sau cei care au părinții plecați în străinătate și vor să vină să învețe, să citească o carte sau așa mai departe. Până la urma urmei, deși este încă o povară pe bugetul local, pentru că acolo vor trebui, conform proiectului, angajați, cred că 2 persoane, acest lucru duce la cheltuieli în plus pentru bugetul local, ceea ce nu-i de dorit, dar n-avem ce să facem, pentru că dacă nu ai personal de calitate și în cadrul primăriei și în cadrul școlilor, lucrurile nu merg așa cum trebuie. Deci vor fi niște cheltuieli în plus, dar sperăm ca să aibă efectul scontat pentru care noi l-am construit. În întreaga comună Mireșit figurează în evidență un număr de 168 de școlari și 76 de preșcolari. De aceștia se ocupă 8 profesori, 6 învățători și 4 educatori.